Nu toți avocații par să-și ducă până la capăt procesele pentru care sunt angajați. Unii dintre ei primesc onorariul pretins și uită să se mai țină de treabă. Petenții au însă o cale de atac și nu ezită să-și recupereze banii plătiți pentru apărare. Cele mai multe solicitări din partea justiciabililor în ceea ce îi privește pe avocați constituie cererile de restituire a onorariului avocațial, care merg de la cele mai variate motive. Principala cauză și nemulțumirea justiciabililor, în special după intrarea în vigoare a noilor coduri și a codului de procedură civilă, vizează fixarea termenelor de judecată la un termen destul de îndelungat de la data înregistrării cererii de chemare în judecată și mai cu seamă faptul că atunci când cererea nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, instanța dispune completarea acesteia, aspect pe care justiciabilii omit să-l aducă la cunoștința avocaților și se trezesc cu cererile de chemare în judecată anulate. Oamenii dezaprobă practica neortodoxă a acestor avocați și spun că este corect să le fie înapoiați banii celor care sunt păgubiți. Să-și facă treaba, de-aia ai plătit. Plătește onorarul și trebuie să-și facă datoria. Bineînțeles că nici avocatul dacă nu ai în act de ce este, ce să facă omul? Care nu-și fac treaba, am o părere foarte proastă. Proastă de tot. Pentru că... Da, chiar merită să facută cerere și să-și ceară onorariul înapoi. Mai sunt și avocați care pretind onorariul pentru a apăra drepturile în procese la care nu mai ajung. Astfel de situații sunt reclamate la Baroul Gorj, iar după o anchetă efectuată sunt luate anumite decizii. Există o medie undeva la 3-4 cereri pe lună, în fiecare lună. Există evident și cereri de restituire onorariu, unele dintre ele întemeiate, dar într-un procent foarte, foarte mic, undeva la un 1% din cele care se adresează baroului. Și în astfel de situații, în măsura în care deciziile decanului rămân definitive, avocatul are obligația de a se conforma acestei decizii, în caz contrar, încălcând dispozițiile articolului 86 din legea 51/95 republicată, care atrage după sine declanșarea anchetei disciplinare și sesizarea comisiei de disciplină. Sancțiunile pe care le riscă avocații cercetați disciplinar pornesc de la mustrare și se ajunge până la excluderea din profesie.